Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență este în ședință la această oră. Prefectul Alin Stoica a anunțat că multe dintre măsurile care vor fi aplicate vor fi clarificate, dar sunt posibile și altele suplimentare. Vă reamintim hotărârea de guvern prin care sunt instituite noi măsuri de restricție în funcție de rata de incidență din fiecare localitate, a fost publicată deja aseară în Monitorul Oficial. Restricțiile intră în vigoare de mâine. Gabriela Delpu povine cu toate datele. Bun găsit, Gabriela, ce se mai știe până acum? Bun găsit, se pare că cel puțin pentru capitală vom avea măsuri legate de transportul în comun. Este prima informație pe care o avem vis-a-vis de măsurile pe care le pot lua cei de la Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, în plus față de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Bineînțeles, toate acele măsuri vor fi aplicate în funcție de rata de incidență. Deocamdată suntem pe scenariu de peste 4 la 1000 de locuri. Ceea ce înseamnă că mâine, începând cu ora 18, operatorii economici trebuie să oprească activitatea, iar toată lumea trebuie să circule după ora 20 doar cu o declarație pe proprie răspundere în care să menționeze un motiv bine justificat pentru faptul că se află în trafic sau pe stradă după ora 20. Așteptăm să vedem dacă vor fi și alte măsuri luate în plus. Bineînțeles, a menționat prefectul faptul că mai multe instituții, dar și persoane fizice au avut întrebări vis-a-vis de aplicarea acestor măsuri și va veni cu clarificări pentru fiecare punct în parte. A avut ocazia să vorbească atât cu privați cât și cu instituțiile și vom avea și reguli clare de aplicare ale măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență după această ședință.